Singura știință exactă creează tot mai mult interes pentru elevii de la ciclul primar. Sâmbătă, 23 ianuarie, școala gimnazială Nanu Mușcel, alături de școala numărul 1 Lerești, a organizat concursul județean Magicienii Numerelor. La concurs au participat peste 123 de elevi înscriși din 14 școli, de la clasa a 2-a și până la clasa a 4-a. În elaborarea subiectelor diferențiate pe nivelul elevilor a ajutat profesorul învățământ primar Reluța Cojocaru, de la școala numărul 1 din Lerești. Astăzi la școala gimnazială Nanu Mușcel, Câmpul Lung, județul Argeș, se desfășoară concursul județean Magicienii Numerelor, un concurs de matematică, la care au participat un număr destul de mare de copii din întreg județul Argeș, mai mult din zona orașului Câmpul Lung. Aș putea să spun câte ceva despre matematică, pe care eu o consider că este o știință a științelor. Tot ce e corect în matematică, tot ce e gândire corectă, e matematică, spunea profesorul doctor academician Grigore Moisil. Toată matematica aceasta pe care noi o studiem în ciclu primar, aș considera eu o activitate foarte importantă din partea noastră a tuturor profesorilor de învățământ primar, pentru că aici se pun bazele învățării sudului matematicii. Matematica este importantă în viața noastră și de copil și, aș zice, și mai târziu, pentru că dezvoltă la elevi inteligență, spiritul de competiție, dorința de a afla mai mult, de a rezolva probleme, de a se descurca în viață. De aceea, eu consider că acest concurs va fi benefic în viața tuturor copiilor și îi vor călăuzi toată viața, toate lucrurile acestea. Concursul de matematică a avut ca interes și obișnuirea școlarilor cu subiectele de tip examen. La asistență au luat parte profesori din învățământul primar de la toate școlile din județ. Lucrările au fost corectate în decursul zilei de sâmbătă. Fiecare dintre elevii înscriși au primit diplomă de participare, iar premiile 1, 2 și 3 au primit diplome separate. Concursul a fost întâmpinat cu drag de toate cadrele didactice din oraș și din zonele limitrofe, având copii chiar și din zona Piteștiului. Participă la concurs 123 de elevi din peste 14 școli din tot județul Argeș. Le mulțumim pentru atenția pe care au acordat-o acestui concurs și sperăm să fie și rezultatele pe măsură, așteptându-i și în anii viitori la edițiile ce vor urma. Nu este pentru prima dată când școala gimnazială Nanu Mușcel din Câmpul Lung organizează activități școlare sau extrașcolare, reușind de fiecare dată să atragă cât mai mulți copii din județul Argeș. Organizatorii speră ca și anul viitor să se înscrie tot atâția copii, iar rezultatele să fie din ce în ce mai bune.